Ne aflăm la cea de-a șasea ediție a concursului interjudețean, acreditat de Ministerul Educației Naționale. Cea mai bună idee de afaceri, organizat într-un parteneriat între Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor, Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu din Craiova și cele cinci inspectorate școlare județene, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. Vă spunem cu acest prilej bine ați venit la evenimentul nostru. Urăm succes tuturor candidaților. Vă spunem că de la un an la altul deja avem licee care cred că au căpătat experiență, nu numai în participare, dar și în dobândirea de premii. Noi avem și anul acesta licee care participă pentru prima dată la competiția noastră. Sperăm să fie un câștig de experiență pentru toți participanții și să legați prietenii și să plecați cu o impresie frumoasă de la Universitatea din Craiova. Permiteți-mi în primul rând să dau cuvântul doamnei prorector a Universității din Craiova, profesor universitar doctor al Facultății de Economie și Administrare Afacerilor, doamna Mihai Magdalena, care vrea să vă spună bun venit din partea conducerii Universității din Craiova. Atât din partea inspectoratelor școlare, cât și din partea mediului de afaceri, permiteți-mi să vă transmit mesajul de bun venit din partea comunității academice a Universității din Craiova și a domnului rector, profesor universitar doctor Cezar Ionescu. Acest concurs se află la cea de-a șasea ediție. Îmi place să văd că a devenit un concurs interregional și cu siguranță că până la întâlnirea primei decade de concurs, cu siguranță va deveni un concurs național. Ne bucurăm să avem din ce în ce mai multe echipe din partea liceelor, copii din ce în ce mai talentați, copii evident care sperăm să devină studenții noștri la Universitatea din Craiova și Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. Mult succes și fie ca cel mai bun să câștige. Mulțumesc! Mulțumim, doamna prorector. Permiteți-mi să dau cuvântul domnului decan al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, profesor universitar dr. Nicolae Sichigea. Dragi elevi, ca studenți, onorați membrii ai jurului de evaluare, stimate cadre didactice, vă urez și eu bun venit la cea de-a șasea ediție a concursului interjudețean. Cea mai bună idee de afaceri. Deja de 2 ani aria de cuprindere s-a extins la toate județele Olteniei. Este un prilej pentru elevii și studenții noștri de a căpăta competențe antreprenoriale, dar mai mult de a lega prietenii și poate cumva de a se atașa, vorbesc de elevi, afectiv de facultatea noastră și de Universitatea din Craiova. Chiar dacă noi speram la o participare mai amplă, să zic așa, este bine că înseamnă că sunt cele mai bune echipaje în concurs. Așteptăm cu nerăbdare să vedem și participarea dumneavoastră, modul de prezentare. Vă dorim succes și să câștigați premiile puse în concurs. Mulțumim, domnule decan. Permiteți-mi să dau cuvântul domnului profesor Florin Păloi, inspector la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, care ne susține an de an cu acreditarea pe experiența care ne împărtășește inspectoratul și în alte proiecte pe care le avem în desfășurare. Vreau și dânsul să vă spună câteva cuvinte de bun venit și cred că să încurajeze echipele participante. Mulțumesc! Bună dimineața! Competiția cea mai bună idee de a face este o simulare cât se poate de apropiată a situației de a fi antreprenor.
cel puțin pentru câteva minute, dacă nu orele în care s-au pregătit elevii și studenții pentru realizarea proiectelor cu care vor participa în competiție, au putut să experimenteze, să zicem, situația de a fi antreprenori, de a lua unele decizii pentru propria afacere. Chiar dacă aceste proiecte prezentate de elevi și studenți nu vor fi puse în practică în sensul de realizare efectivă a unor afaceri, exercițiul ocazionat de această competiție pune în valoare o calitate importantă, zic eu, creativitatea. Este o provocare pentru orice persoană de a să găsească o idee de afaceri fezabilă și, pe lângă respectiva idee, o modalitate concretă de a o pune în practică. Toate aceste lucruri implică un efort care merită apreciat. În funcție de cât de bine au fost realizate proiectele, sunt convins că jurul le va premia. Mult succes! Mulțumim, domnule inspector, permiteți-mi să prezint și Comisia de Jurizare. Cu siguranță va face o evaluare obiectivă și va pune într-o ierarhie corectă cele 8 echipaje care vor obține premii. Mulțumesc pe această cale Fundației Constantin Bodea, Fundația Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, pentru că an de an susține concursul nostru și asigură premiile acordate elevilor și studenților. Și vreau să reamintesc cele 8 echipaje care vor obține premii. În ordinea descrescătoare a punctajului obținut, vom avea un premiu 2, un premiu 2 și un premiu 3 și respectiv 5 mențiuni. Voi începe în Comisia de Jurizare cu prezentarea doamnei profesor Ionela Nicolaescu, reprezentant Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Voi continua cu invitații externi mediului universitar și voi începe cu domnul Rătuț Dumitru, director general pentru ESA. Avem plăcerea să prezentăm în Comisia de Jurizare un partener de lungă durată al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, domnul inginer Costi Cărciuman, director comercial Ford Europa. Alături de noi se află domnul Tiberiu Nițu, consultant administrația publică. Și nu în ultimul rând, voi încheia cu un membru al Comisiei de Jurizare, gazdă pentru dumneavoastră, profesor universitar doctor al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, domnul Ion Stanu. Acum, după ce i-ați cunoscut pe jurați, o să invităm să ia loc în primul rând cât mai aproape de elevii și studenții care intră în competiție. Administrarea afacerilor, Doroban Ționu și Svetcu Rebecca. Reprezentăm echipajul celor două instituții prin planul de afaceri instituțional pentru un mediu mai sănătos, ar fi mei noastre SC Biotehnic SRL. Prezentarea ideii de afaceri și a obiectivelor proiectului. Descrierea afacerii. Firma Biotehnic se va înființa ca SRL, societate cu răspundere limitată. Sediul și punctul de lucru al afacerii va fi în Craiova și va fi gestionată de o echipă de 7 persoane angajați ai firmei. Domeniul de activitate constă în crearea unor purificatoare de aer ecologic care pot fi montate pe 3 categorii de mărci de mașini. Acestea pot fi Dacia, Ford și Volkswagen. De ce zicem purificator și nu filtru? Într-un filtru doar reții ceea ce doresc să rețin. Noi, pe lângă asta, facem și partea de distrugere, adică distrugem factorul poluant. Produsul este incorporat în caroseria mașinii, amplasate pe partea din față sau pe partea superioară a vehiculului. Pe acele canale de aer sau sunt deja existente, la orice mașină preia aerul poluant din mediu și îi dă drumul înapoi tot în mediu. Produsul este purificatorul ce va fi vândut prin intermediul firmelor producătoare de automobile și nu numai, ce vor incorpora în bordul mașinii aceste purificatoare sau le vor putea schimba la un service. Oportunitatea ideii. Ideea de afacere este oportună deoarece oferă un produs inovativ ce reduce poluarea, iar tendința actuală este de ecologizare.
Produsul nostru are costuri destul de scăzute comparativ cu cererea previzionată de noi. Totodată, problema poluării este una foarte comună și nu este exclus ca statele să încurajeze un astfel de produs și să subvenționeze. Oamenii devin tot mai conștienți de efectele poluării, neluând în calcul costul relativ scăzut al unui produs ce face ceva în acest sens, localizarea investiției. Afacerea va fi amplasată în Craiova, la periferia orașului, zona unde am închiriat o hală dată spre închiriere. Suma ce va fi plătită pentru chirie este de 7.000 de lei. Planul de marketing. Dimensiunea pieței vizate. Piața pe care o activăm este cea a producătorilor de piese și componente auto, iar produsele noastre se vor adresa inițial producătorilor de mașini Dacia, Ford și Volkswagen, aceștia fiind cei mai importanți producători pe piața națională. Dacia cu fabrica la Pitești, Ford cu fabrica la Craiova și pe piața internațională Volkswagen. Clienții. Principalii noștri clienți vor fi producătorii de automobile atât în țară cât și în străinătate, Dacia, Ford și Volkswagen, dar și persoanele fizice de automobile ale producătorilor anterior precizați. Identificarea principalilor jucători externi pe piață. În momentul de față, în Craiova, nu există o astfel de firmă, deci nu avem o concurență locală directă. Iar în țară există o singură firmă de acest gen, la Cluj, dar nu are punct de producție. Principalii noștri concurenți sunt companiile externe. Strategia de marketing, mixul de marketing, politica de produs. Produsul principal produs de către Biotehnic, respectiv AirTec, este un sistem de purificare care poate fi folosit pentru a reduce nivelul de poluare a aerului. Produsul va fi incorporat în caroseria mașinii, amplasate pe partea din față sau pe partea superioară a vehiculului. Deci este un purificator care folosește mașina pentru a purifica aerul din afară, nu pentru aerul din interiorul mașinii și nici nu are vreo legătură cu eșapamentul sau admisia mașinii. Produsul nostru este independent de combustibilul folosit și poate fi integrat atât în mașini care folosesc combustibil fosil, cât și în cele electrice sau pe hidrogen. Folosim tehnologii care există pe piață, dar au fost utilizate numai în purificarea gazelor și a apei. Politica de preț. Prețul a fost stabilit plecând în primul rând de la costul de producere, costul de producție semnifică, materii prime și consumabile, la care s-au adăugat cheltuieli cu utilități, salarii, impozite și taxele locale, chirie, contabilitate, mentenanță, promovarea, amortizarea. În primul rând, cheltuiala fixă face diferența la costul unitar de producție dacă se face pe planificarea, dacă ne uităm la costul realizat din fiecare, o să observăm că cele fabricate la o cantitate mai mare o să fie cheltuite într-o cantitate fixă mai mică. Politica de promovare. Promovarea conține activitățile legate de promovarea vânzărilor, publicitate, relațiile publice, promovarea directă și forța de vânzare. Promovarea reprezintă activitatea ce comunică meritele produsului și convinge clientul să-l cumpere. În cadrul strategiei de marketing pe care Biotehnic o va lansa, pot fi menționate următoarele aspecte cheie privind promovarea. Publicitatea online, panotaj stradal, pliante împărțite pe stradă, de la mână la mână, de la ușă la ușă, canal de YouTube pentru a arăta potențialilor clienți cum funcționează produsele noastre, dar și modul de amplasare al acestuia. Am realizat și o analiză strategică de afaceri, amintind ca punct de tare calitatea și siguranța serviciilor oferite cu scopul de a satisface cerințele clienților noștri. Personalul va fi unul calificat și bine instruit. Locația într-o zonă în care se găsește un producător de mașini internațional, precum și lipsa competitorilor pe piața românească. Ca puncte slabe, amintim faptul că modelele vândute de noi nu se pot plia pe toate modelele și pe toate tipurile de mașini, de aceea trebuie individualizate. Noi de aceea le-am gândit pentru trei tipuri de mașini, respectiv Dacia, Ford și Volkswagen. Ca oportunități, lipsa concurenței în zonă ne permite nouă să atragem un număr cât mai mare de clienți, dorința oamenilor de a proteja mediul, abilitatea de a oferi o valoare mai mare produselor prin reducerea nivelului de poluare, iar la amenințări, reticența oamenilor față de aceste purificatoare, intrarea pe piața unui competitor, precum și legislația privind obligativitatea licențelor diferitelor programe informatice.
necesarul de resurse umane și stabilirea structurii organizatorice. Firma va funcționa în baza codului KN 202932, fabricarea aror, piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. Firma va fi înființată ca și societate cu răspundere limitată și va avea 4 asociați, aceștia contribuind în mod egal în capital social și la finanțarea afacerii. Echipamentele necesare demanării procesului de producție și dotarea necesară funcționară a afacerii sunt cuprinse în tabelul următor. Elementele, matrițe pentru carcasă, dispozitiv de tasare, unitate calculator, monitor, birou, scaun birou și alte consumabile. Structura organizatorică. Afacerea va funcționa cu un număr de 7 salariați, aceștia formând echipa necesară pentru buna funcționare a afacerii. Echipa va fi formată din un manager, un director de marketing, 3 executanți și 2 ingineri. Inginerul are rolul de a seta caracteristicile filtrului în producție pe fiecare tip de autoturism în parte. Acesta trebuie să fie în corelație cu filtrul de particule al autoturismului. Acestea se amortizează lunar, stabilite de către noi în funcție de catalogul de amortizare a mijlocelor fixe. Astfel am stabilit durata de amortizare pentru fiecare dintre cheltuielile în parte. Din prima lună vor fi puse în funcțiune, așa cum aminteam anterior, pe baza unui proces verbal de punere în funcțiune, iar începând cu a doua lună vor fi amortizate. În continuare am stabilit, calculat salariile pentru un număr de salariați de 7, un salariu mediu brut lunar de 5.650, precum și contribuțiile angajatorului de 2,25% pe lună, reducând astfel un total al cheltuielilor cu salariile lunare. Vrem să menționăm aici că o să crească aceste cheltuieli cu salariile din începând cu al doilea an, cu aproximativ 1.000 de lei. De la un an la altul. După stabilirea datelor inițiale, am mers la stabilirea producției vândute, am mers pe cantități moderate, crescătoare, de la 20 lunar, mă refer, de la 20, exemplu, Dacia, până la 100 până la finele anului, iar în funcție de cantitatea totală anuală obținută, am mers în funcție de cantitatea aceasta și de cheltuielile pe care le-am inclus aici în date respectivă acestea. Așa, am calculat costul unitar de producție. Cum am calculat acest cost? Ne-am luat cheltuielile respective, acestea, cele cu utilitățile, cu impozitele și taxele, amortizări și așa mai departe, le-am împărțit la 3. 3 fiind numărul modelelor noastre de filtre, obținând aceleași sume pe care le-am trecut pentru fiecare model în parte. Iar aceste sume noi le-am împărțit la cantitatea totală pe care dorim să o producem pentru fiecare model în parte. Respectiv 740 pentru Dacia, 810 pentru Ford și 440 pentru Volkswagen. Și am obținut un cost unitar de producție, pe care l-am trecut aici, iar suma acestora reprezintă costul de producție unitar pentru fiecare produs în parte. Ne întoarcem la producția vândută, acest cost unitar de producție l-am trecut aici linia, iar peste acest cost noi ne-am pus profitul, având un preț unitar de 800 de lei, mă refer în cazul Dacia. Am stabilit acest preț pentru că ne-am gândit să ne situăm cumva sub concurență, mă refer sub cei de la Cluj, și fiind la început, vrem să ne facem cunoscuți și să atragem cât mai mulți clienți, astfel marja de profit este una mică. Am mers pe un preț liniar, iar din al doilea an, înregistrează creșteri de la an la an, cu aproximativ 5%, crește păstrate de noi atât pentru cheltuieli cât și pentru venituri. Obținem astfel un preț pentru Dacia de 800, 850 pentru Ford și 1250 pentru Volkswagen. Aprof-
s-a realizat automat în funcție de consumul materiilor prime și a materialelor consumabile. Ce doresc să menționez, producția financiară nu are vedere la realizarea de stocuri de produse finite, noi producând la comandă. În funcție de aceste patru pagini, patru slide-uri prezentate, reflectă producția de principiul de funcționare, cum funcționează firma, ce cheltuieli și ce venituri realizează. Acestea sunt transpuse în bilanțul contabil, revizionat, la început lunar, apoi pe fiecare an în parte, precum și contul de profit și pierdere,